mă ține prea înaltă de teologie și pentru binecuvântarea noastră și pentru că ne-a dat această speranță, probabil cea mai însemnată de acest pământ, și anume speranța pozitivă a minorității din istorie. Și mulțumim pentru domnului profesor Duțu pentru prezentarea făcută. Acum să vă preocupările dumneavoastră față de biografie și ucrani, că nici vor crani sunt bine cunoscute. Avem această serie de cărți, și recunoscut în primul de la Mastrana, pe care aș menționa. Acum, să zic că viața asta de profet sau rolul de profet, mai ales ești profet în țara ta, să spune, nu e întotdeauna ușoară, că profețiile pe care le faci pot să nu fie nici îmbucurătoare pentru ceilalți și pot să nu fie nici crezute de către ceilalți. De exemplu, fragmentul dat vis-a-vis de acel serviciu paralel de informații creat de Elena Rupescu și complicii și care a fost o realitate în epoca, nu știu cum putea fi primită. Astăzi am zis că lumea promova o teorie a conspirației vis-a-vis de intențiile lui de jurul regiului Carol al II-lea, dar pe urmă a fost confirmată totuși prin instaurarea dictaturii 38 și prin dezastru moral din vara lui 1940, care a fost un epilog al acestor revoluții care nu erau deloc bucurătoare. Admitem, sigur că, nu știu dacă am menționat în prezentarea mea la cetul celor spre diferența mea din Turie, nu? Și fost un jur l-am dezbat pe Nicifor Crăinic, pentru că prima oară am luat contact cu el dintr-o sinteză de istoria filozofiei românești, publicată în jurnalul 90, de Alexandru Pesandra, se chema autorul, și care are un capitol despre Nae Ionescu, un capitol despre Nicifor Crăinic și despre Amașiuri, exemplu, preluată de concifere promovate de securitate, dintre toți cred că cel mai rău ieșea Nicifor Crăinic și imaginea mea se creează imaginea unui veritabil monstru. Am intercut pe Emil Ciocan, spunea că am rămas și după război, mare dușmană a Ciocanului, că tot felul de chestii din aceste absurde, n-a fost niciodată din Ciocan așa ceva. Asta, partea finală a sintezei de primele capitole, mi-a fost foarte folositoare pentru a vedea ce se mai întâmplase prin filozofia românească. Doar ca o mică sugestie, ți-ar fi putut o periodizare a acest gradului de periculozitate, să zicem așa, pe care era rezonat Nichifor Crăinic, pentru că, iată, aveam un exemplu și nu fac referire la articolul din glasul patriei, dar chestia aceasta noastră de 69-80 de ani era deja, conform canonului vreme, o manifestațiune publică. Plus de asta, autorea atâția oameni și de personalități, dura ceva și trebuiau... Și la restaurantul Bucură. Da, concluzia frasului este că este totuși autorul Robert Importante și care și eu greu am ajuns la această concluzie după aceea. Mi-au fost, să zicem așa, instilate, da? Dar este chestia autorului opere importante, are și o biografie foarte interesantă și această operă trebuie discutată în mod obiectiv, în contextul vremii în care a fost ea creată. Dar iată că în 69 eram mai liber decât acum, pentru că acum n-am putea să facem exact așa ceva. S-a și zis, de acum, părerea mea este că nu tot așa, ordine de fi. Dar este o spusă foarte comodă pe care desori nu ridicăm noi și noi. Ultimele două prezentări sunt legate de-a dreptul între ele, sunt mai mult decât complementare, în ce avem această carte dosare în Pascalie, pe care s-a îngrijit doamna profesoară Carmen Cioana Jomul Păsă Ionuț Butoi și împreună cu domnul Cristian Crăciun, care sunt diferite, dar care ideea concordă, vor insista mai mult asupra lucrurilor foarte importante care sunt reproduse în această carte. Pentru care vă rămâneți cuvântul. Mulțumesc. Așa este. Tema pe care ne-am propus să o prezint în cadrul acestei conferințe se intitulează temeiurile scripturistice și patristice în argumentația laicului Sandu Tudor în contra noii pascalii. Cu alte cuvinte, vreau să prezint pe ce anume s-a bazat această contraargumentație, dacă vreți dumneavoastră, a schimbării datei pascaliei. Este vorba de hotărârea pe care în 14 mai a luat-o Sfântul Sinod de a reașeza data prăznuirii pascaliei, Paștelui, începând cu primăvara anului 1929, sigur că asta
a stârnit o controversă, o polemică de mare amplitudine și vedem noi că acest lucru sensibil este de o actualitate acută. Dar dacă ne așezăm că până la urmă toată această manifestare culturală științifică are drept scop o rememorare a acestor coloși ai culturii și ai ortodoxiei românești, care cu siguranță ne pot lumina, ne pot lămuri anumite întrebări fundamentale, existențiale, ne pot servi drept călăuze. Nu știu cât reușim noi astăzi să refacem, s-a vorbit, da, despre actualitatea râului aprins în sensul și din noastră, domnul Ciove, ați lansat cu optimism, consider eu, ideea că va trebui să vorbim de un rug aprins existent poate și în zilele noastre. Recunosc că m-am temut așa de această afirmație a dumneavoastră și m-am aplecat către domnul Valentin Arghe, directorul editurii Icon. Zic, da, un gând optimist, frumos, nu știu cât de realizabil, iar dânsul mi-a dat un răspuns adânc, consider eu, pe care vreau să îl fac iar public, deși nu i-am cerut cuvințarea înainte, spune, eu cred că sunt, dar sunt aceia pe care nu-i vedem, care nu ies în spațiu public. O să vedeți că în prezentarea mea am să recurg la foarte multe citate. Pentru că, așa cum spuneam, nu vreau să îl prezint pe Sandu Tudor, acela, iată, din anii 1928, să vedeți, 1929, care era un tânăr cu o constituție teologică deosebit de robustă. Și pentru a nu lăsa loc de echivoc, așa cum am spus, recurg la citate. Iată de ce mi-am permis eu să vorbesc despre temeiul scripturistice și patristice când argumentația pe care o aducea Sandu Tudor atunci a fost alături de Mircea Vulcănescu, care a fost un prieten extrem de apropiat. Sandu Tudor și Mircea Vulcănescu au fost ani la rând umăr la umăr, asta până când a fost nefericitul scandal, că nu putem să-l denumim astfel din nefericire, chiar asta s-a întâmplat cu Paul Comarnescu, dar important este că s-a refăcut atât cât s-a putut după o anumită perioadă prietenia dintre ei și Mircea Vulcănescu a făcut parte dintre cei care au ținut prelegeri în etapa rugului aprins de la mănăstirea Antim. Așadar, am pomenit Sfântul Sinod, da, pe data de 14 mai 1928, a luat această decizie pe care nu o să-mi permit să o calific nici de cum. Vedeți, scrie aici în volumul nostru astfel, acesta este titlul, reconstituit din arena publicistică interbelică, în urmare. Și este primul volum, pentru că deocamdată nu am selectat decât articolele din ziarul, din cotidianul condus de Nana Ionescu, Cuvântul. Urmează volumul 2, care va fi din Curentul, un volum 3, în care vom avea și ziare care au predat pentru această schimbare și ziare care au fost neutre și ziare care au dus mai departe această linie, da, împotriva schimbării, da. Aici mă refer mai ales la ziarul lui Nicolae Iorga, Neamul Românesc, care, așa cum s-a spus aici, Nicolae Iorga l-a fost într-o oarecare ce puțin și unul și celălalt. Și Nana Ionescu și Nichifor Crainic s-au revendicat de la Nicolae Iorga. Că ulterior lucrurile n-au mai stat în această amiciție totală, de plină, să spunem, în sensul că
unul a devenit trăiristul, celălalt gândiristul și cumva, iată, îl depășau, da, în ideologia culturală, artistică, da, pe Nicolae Iorga, considerând că trebuie să meargă mai departe, iar orgoliul lui Nicolae Iorga s-a sesizat imediat, dar atenție! Așa cum o să vedeți și din ceea ce am să citez aici, polemicile atunci, tare bine ar fi să înțelegem aceasta și să ne întoarcem la acest mod firesc de a fi. Se purtau sub o cupolă academică, dacă vreți. Oamenii aceștia erau liberi să își exprime opiniile divergente fără a se produce fracturi, rupturi, da, ireconciliabile. Era o polemică care se ducea pe tărâmul ideilor. Cum altfel putem să evoluăm, să mergem mai departe, să învățăm unii de la ceilalți, dacă am fi la unison, ne-am exprima cu toții, eu știu, ideile stereotipe. Sigur că atunci nu am mai lăsat loc de evoluție. În 1928, primul articol pe care, evident că doar câteva selecții, n-am cum să citesc tot ceea ce a scris, dar vă invit pe dumneavoastră să faceți acest lucru. Veacul ucigătorilor lui Dumnezeu, se numește articolul lui Santu Tudor, el ne vorbește despre pericolul de a ieși din marca tradiției și de a copia Occidentul. Actual, îmi permit să spun măcar atât lucru, acest lucru. Se vorbește de la o vreme de o reînviere religioasă. Nu însă o reînviere a pietății, a cucerniciei, ci a preocupării de religios. În sine e mai mult o frământare. O zadarnică alergare în preajma Sfintelor Uși, fără puterea sau adânca dorință de a intra în naosul Domnului. În toate se simte criza metafizicului, ca o pasăre de văzducuri grele. Cum se vădește obsesia vremii? La noi se numește, după ultima modă, ortodoxie. Sunt limele. Pentru modă sau pentru meserie. Ortodoxie civilizată. Să ridicăm ortodoxia la înălțimea vremurilor, după exemplul Occidentului actual, e alarma tuturor purtătorilor de guler și cravată sau de anteriu. Toți oamenii zilei au prins să scrie, să vorbească și își aștept pe nisip masca pravoslavnică după împrejurări și solemnitate. Surprindeți însă, în clipere de răgaz, când și acești domni foarte serioși sunt cu toată lumea biete ființe ale plăcerii de o clipă. Veți fi izbiți. Gluma despre cele sfinte zboară din gura domnilor și o sorb cu toată pofta nelegiuirii care înfierează veacul acesta al sacrilegiului. Între gluma nevinovată, această undiță a diavolului și blestem sfântat, ne trăim viața epocală. Asta ne spunea Santu Tudor, da? Deci, iată, încă din 1928, drept după acea hotărâre, în 26 iulie 1928, cu precizie. Următorul articol, căruia la fel o să spicuiesc, este mărturisire pentru omul duhovnicesc. Cum anume vedea omul duhovnicesc, s-a vorbit despre faptul, despre intransigența părintelui Daniel Santu Tudor, a făcut-o cu alta elocință, da, fondatorul ICCMR-ului, Institutului de Investigare a Memoriei Comunismului Românesc și a domnul Marius Oprea.
Cred că a fuzionat după. Atunci când a spus bazele, a fost doar atât. Institutul, nu? Da. De investigare a comunismului, da, românesc. A fuzionat în timp lui Boc. Da, da. Mulți însă încep, spune Sandu Tudor, să bănuiască că am pierdut darul pe care mi l-a revărsat acela care este una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Nu mai suntem oameni duhovnicești. De aici toată neînțelegerea. Ori de câte ori cineva voiește să grăiască în altă limbă decât prin mecanica fierărie a silogismului strâmt. Este doar scris. Omul neduhovnicesc nu primește adevărurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă trebuiesc judecate duhovnicești. Am pierdut ceea ce se numea altădată darul virtuților teologice. Acele virtuți care au ca țintă numai pe însuși Marele Dumnezeu și desăvârșirea întru el. Acele trei virtuți ale bunei vestiri care ni s-au dat prin revelație. Le știm cu toți. Credința, speranța și dragostea duhovnicească. Am pierdut cunoștința cea suprafirească a lui Dumnezeu. Suntem oameni de plin trupești. De multe ori moral și cultural, un înțeles chiar superior. Mulți chiar religioși, dar nu duhovnicești. Spre nedumerirea acestora din urmă, voi aminti că însuși religia nu e decât o virtute morală, dar nu una duhovnicească. Cu alt cuvânt, teologică. Dar fiindcă lucrarea esențială a religiei este închinarea cea lăuntrică lui Dumnezeu într-o slava lui, cea mai presus de toate, ar părea la început că nu e nicio deosebire între această virtute și celelalte trei, da, le-am spus, credința, speranța și dragostea duhovnicească, de care am vorbit, ne spune Sandu Tudor. Iată ce titrat teolog era Sandu Tudor. Atenție, și acest articol este din 7 noiembrie 1928, deci chiar înainte de vizita la muntele Athos. Spunea aceste lucruri, nu, evident, citesc, da, din volumul care, cum am anunțat, este din cuvântul lui Naionescu. Drept este că încă nu începuse campania propriu-zisă împotriva schimbării datei Pascaliei. Dar semnalele de alarmă cu privire la consecințele schimbării datei Pascaliei, iată că erau trase prin vocea lui Sandu Tudor în ziarul lui Naionescu. Așa cum am anunțat, o să vedeți că în volumul nostru, spun nostru pentru că nu sunt singurul editor, sunt editor alături de domnul lector universitar Ionuț Butoi, un sociolog de marcă, un specialist în ceea ce privește personalitatea lui Mircea Vulcănescu. Am împărțit articolul, se vede, dar cantitativ este semnificativ și am 162 de articole pe care le-am selectat pe această temă, deci iată, a ocupat mult spațiu în ziarul Cuvântul acest subiect, a fost o preocupare și o campanie intensă, au tratat-o cu maximă seriozitate. Pentru a ușura înțelegerea acestei ample desfășurări, am așezat, evident, am respectat criteriul cronologic, dar am făcut și o împărțire tematică. Am denumit eu această primă parte, de dinainte de 1929, confuzii și ezitări. În partea a doua sunt 8 mari capitole, agitați, întruniri și polemici, între 7 și 24 ianuarie. Articolul pe care l-au realizat Sandu Tudor, alături de George Racoveanu și de Mircea Vulcănescu, da? Deci, în special aceste patru voci, aceste
vorbesc despre Sandu Tudor, despre George Racoveanu, Mircea Bulgărescu și Paul Sterian, sunt cei care au făcut zid în jurul lui Nae Ionescu pentru a apăra schimbarea datei Pascaliei. Așa este. Și Nichifor Crain și Nae Ionescu le-au fost călăuze. Nu doar ei. De exemplu, în ceea ce privește pe Sandu Tudor, am găsit în dosare o marotă pe care o colportau, că grija deosebită pe care i-o acorda Atiții Medea s-ar fi datorat nici mai mult, nici mai puțin decât unei legături de sânge. Ar fi fost chiar fiul lui Tit Simedra și este clar, nu am să elaborez cum anume s-ar fi petrecut acest lucru. E bine că este o marotă, am avertizat asupra acestui lucru, dar așa puteau ei să conceapă o legătură atât de strânsă, da, dintre un mirean, dintre un laic și un cleric care categoric l-a călăuzit și a fost alături pe tot parcursul devenirii lui pământești. Bun, așadar, în etapa a doua vor scrie acești trei tineri următorul articol atât de frumos intitulat Infailibilitatea Bisericii și Failibilitatea Sinodală. Da? Am spus, George Racoveanu, Sandu Tudor și Mircea Bulcănescu. La fel, am să selectez un fragment pe care l-am considerat eu edificator. Ei spun așa. Membrii unui sobor sunt investiți cu privilegiul infailibilității în materie de învățătură. Această infailibilitate însă este în stare de potență. În limbaj teologic, aceasta ar fi infailibilitatea obiectivă. Ca să fie efectivă, ca să devie lucrătoare, această putere are nevoie de o condiție subiectivă, Duhul, ce însuflețește adunarea episcopilor. Dacă Duhul umilinței, al răbdării și al dragostei de biserică o însuflețește, adunarea episcopilor nu poate mărturisi greșit. Dimpotrivă. Dacă Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert o însuflețește, adunarea episcopilor greșit mărturisește. Sunt aceste adevăruri verificate prin întâmplările atâtor amari de veacuri și biruinți. Deschideți istoria sinoadelor. N-am avut oare sinoade care au greșit? Cred că știm cu toții răspunsul. Și n-am avut sinoade târhărești? Aceasta din cauza că a lipsit puterea Duhului. Cu drept cuvânt, spune Homiacov, am vrut să dau și acest citat, Homiacov era un teolog și iscusit rus slavofil pentru a vă arăta cultura lor teologică. Că biserica nu cunoaște altă autoritate decât autoritatea Duhului. Dar atunci, care este criteriul recunoașterii infailibilității? Auziți ce ne spun ei. Răspundem. Ecumenicitatea. Biserica nu recunoaște hotărârea unei autorități și ar putea să rupă ecumenicitatea ei. Așa au spus ei. Următorul de articol, care este deja într-o altă etapă, când a început prima campanie de lămurire și aceasta pentru că, deși s-a repus în discuție hotărârea de a se schimba și toată lumea se aștepta că vor reveni, lucrurile au rămas la fel. E sigur că atunci Nae Ionescu a demarat această
prima campanie de lămurire, da? Pentru lămurirea credincioșilor. De altfel a și fost provocat, pentru că oamenii veneau cu petiții la Ionescu, neînțelegând ce se întâmplă, tulburare. Și atunci, cumva, trebuia să răspundă. Cred că cel mai tăios, intransigentul, așa cum fericit s-a exprimat domnul Marius Oprea, Sandu Tudor, dar să știți că era intransigent mai ales cu sine. Cât de elocvent. N-a primit Sfânta Împărtășanie, că nu se considera vrednic sau nu, nu, așa cum am înțeles de aici, nu a nu crezut aveam credere că era da, sfântă. Ceea ce, da. Iată. Deși simțea sfârșitul. Da, de gândit. Schisma, scuzați-mă, fostului sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Da? Tăios. Nu se dezicea de cine era. Acum, știți care era îndemnul pe care îl rostea zilnic? Toți ucenicii mi l-au spus, mi l-au confirmat, la care am reușit și eu să ajung, la părintele Nicolae Bordașiu, la Emanuel Mihailescu, domnul Nicolae Rădulescu. Să nu fiți căldicei! Toată viața s-a străduit să nu fie căldicei. Și au urcat, da. Așadar, ce ne spunea, de ce îl considera schismastic pe... De ce considera o schismă că s-a produs în sinodul Bisericii Ortodoxe Române. El ne spune așa. Bun creștin, condițiile de dată pentru care sinodalii noștri se tocmesc științific azi au fost atornicite de Sfinții Apostoli. Numai și numai din acest gând ca mai desăvârșit și mai mult să se cinstească învoirea și unirea mistică a tuturor. Sau astfel că totul a fost așezat ca la oaltă și asemenea cu străbunii și martirii noștri să ne străduim într-o unitate de timp și cuprindere să prăznuim Sfânta Pască. Ar trebui în mii de chipuri tălmăcit acest unic și simplu adevăr, ca doar va pătrunde în urechile astupate de nepăsarea necredinței. Așa au prăznuit neam de neam străbunii noștri până acum, fără nicio sminteală. Înși Sfinții Părinți, de la început, și-au dat seama că ca niște înțelepți și erau, cum că socoata cea după stele științifice, nedesăvârșită este dar, fiindcă ținta nu este știința, ci unirea și unitatea dragostei. Și iată că n-au mai schimbat nimic. Așa și urmașilor, și moșii, și strămoșii noștri, fiindcă se fereau, cum spune Epidamionul, să ne cinstească pe cei 318 de Dumnezeu purtători și de rane purtători părinți, care au legiuit aceasta după dumnezeiasca luminare, căci altfel l-ar socoti pre aceasta ca pre niște fără minte și ar ocărât pre biserica Maica noastră a tuturor. O să mai spun totuși un citat de aici. Ceea ce atâta experiență de martiri a statornicit prin descoperire duhovnicească ca nimerit și bun mijloc într-o unirea și pașnica sărbătorire a celei mai mari bucurii omenești, a ajuns azi pricină și dezbinare, ceartă și piatră de scandal. Dintr-o uneltire și trufie drăcească se declară nevoia științificului și se provoacă dezbinare. Sfâșierea trupului bisericii, uitând cuvintele marelui Sfânt Gură de Aur, scumpătatea timpului și pândirea științifică, a pus el în paranteză, a zilelor, Biserica lui Hristos nu știe. Sau, nu poartă grija Dumnezeu și Biserica pentru acest fel de pândire a vremurilor și a zilelor, decât numai pentru unire și pace. Iată inspiratele porunci și tâlcuiri ale Pascaliei. Da,
Cred că o să următoarele citate vor fi mai scurte. În a doua campanie de lămurire, contestații și intervenții, o să vedeți, dacă veți avea curiozitatea, eu vă îndemn să aveți, că avem aici un, o sursă de înțelepciune. Pe cine loga cel mai greu această decizie? Evident, Basarabia, mitropolitul Gurie. Ei au contestat, a existat o circulară, cum că toți metropoliții, da, toți membrii Sfântului Sinod au acceptat această schimbare a datei Pascaliei. Cel care contestă, alături de cei doi episcopii ai Basarabiei, este mitropolitul Gurie. Ei vin și spun că este falsă acea circulară. Sigur că asta a provocat un scandal de proporții. Astăzi au venit, a ajuns, s-a strecurat, dacă vreți, că avem aici oamenii bisericii, informația și în ziare, da? Prin urmare, scandalul era de mare amvergură, trebuia oprit. A doua zi s-a convocat Sfântul Sinod și au venit toți. Și atunci au luat decizia că se poate prăznui și așa, și așa. Da. Bineînțeles că această decizie a știrbit autoritatea Sfântului Sinod într-o asemenea măsură încât în cele din urmă s-a ajuns la se cere intervenția guvernului. Bun, n-am să mai dau multe citate, o să vă spun că în această a doua campanie Sandu Tudor a scris fostul Sinod față de el însuși, urmează alte reveniri, pentru că exact așa s-a petrecut, ca într-o piesă de teatru, dureros. Așa cum am spus, au existat consecințe grave. Toate părțile au avut de suferit, și mai mult au avut de suferit credincioșii. Pentru că, da, așa cum veți vedea dumneavoastră aici, ia uite, în capitolul 6 sunt prăznirea Sfintelor Pași în România în 1929. Și vedeți, cam Sfintele Paști de la 31 martie 1929 și trist, da, avem Sfintele Paști de la 5 mai 1929. Când va apărea și volumul din, cu articole din ziarul Curentul, care a făcut o campanie și mai amplă în acest sens, bun, au avut ei și niște circumstanțe favorabile, în sensul că au avut foarte mulți reporteri la fața locului și atunci au putut să culeagă date din fiecare localitate, cum anume s-au sărbătorit Sfintele Paști. Și observăm că în sate s-a mers cu precădere pe data veche, da? În București oficialitățile au observat în data stabilită de Sfântul Sinod și o parte semnificativă a bucureștenilor au observat pe vechi, da. Ulterior s-a revenit, da, deci imediat după 1929, din 1930, nu a mai existat această ruptură, această rană între credincioși, ea s-a închis. Este o consecință a ceea ce au făcut acești oameni, a reacțiilor lor în presă. Eu îmi permit, așa, în stadiul la care mă aflu acum de cercetare, noi urmărim să scoatem 5 volume pentru a ne permite să stabilim pentru a ne permite să formulăm, eu știu, niște concluzii, pentru că e prematur, de asta am și pus acest titlu, e doar o reconstituire, da, din arena publicistică interbelică, e o problemă, într-adevăr, extrem de delicată. Nici nu, da, cred că la acest dialog trebuie, în primul rând, teologii să se așeze la masa dezbaterilor, apoi
sigur, și istoricii, filologii, filozofii, da, da. Și da, după care, da. Bun. Eu așa consider că s-au antrenat în această polemică nu pentru a servi unui punct de vedere al unuia dintre mentori, precum Nae Ionescu, ci au considerat că este o datorie de conștiință, din credință. Este important să cunoaștem ce au spus ei atunci. Păi, cred că și noi avem o datorie, da? Noi, când spun noi, mă refer la creștinii ortodoxi, care, iată, și astăzi suntem cuprinși de aceleași frământări, de aceleași întrebări. Poate că dacă vom citi punctele de vedere, modul în care și-au articulat poziția, da? Deci, iată, pe temeiul scripturistice și patristice, acești oameni care au fost supuși aceleiași vâltori dezarticulări, dacă vreți dumneavoastră, a virtuților teologice, poate suntem și noi în stare să dăm un răspuns ceva mai competent și cu conștiința ceva mai limpede. Vă mulțumesc! Să explic de ce am aplaudat. Am aplaudat ce a spus Sandu regerea mea. Așa cum ați văzut, a constat în citate. Dar ei merită aplaudați merită, și cinstiți așa cum trebuie. Dacă am stat sub lumina lor, căpătăm noi verticalitate și substanțialitate în ceea ce suntem, în ceea ce facem, în ceea ce gândim. Mulțumesc!